Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurate pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. Toate materialele, interviurile cu invitații noștri le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii și pe canalul de YouTube. Astăzi vorbim despre Caravana vieții, 500 de catrene de Omar Hayam, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, în traducerea lui Otto Stark și, așa cum vă spuneam, face parte din campania Iubirea în poezia persană. Astăzi, alături de noi și mulțumim foarte mult, este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Cine a fost Omar Hayam, un personaj cunoscut, mai ales în ultimii 20-25 de ani, și în cultura, în societatea culturală românească, și temele despre care vorbește până la urmă opera lui Omar Hayam. Omar Hayam este o figură, așa cum spuneați, care a pătruns ceva mai târziu, și asta pentru că este un poet pe care este destul de dificil să-l metabolizezi intelectual, ca să spun așa. Din nefericire, atunci când poezia lui Omar Hayam a pătruns în Europa, el a fost asemănat imediat cu Anacreon, poetul grec, antic. Și atunci s-a făcut o confuzie între ceea ce se credea la vremea respectivă că este poezia lui Anacreon, mesajul poeziei lui Anacreon, teza oficială cu care, de exemplu, eu nu sunt de acord, în sensul că spune mult mai mult. Nu este numai ceea ce se vede, adică o poezie a trăitului din plin, a vieții obișnuite, profane, totul se termină aici și plăcerea este cea care contează și așa mai departe. Nu, eu cred că e mult mai mult decât atât. Și atunci s-a produs acest transfer de înțeles, de sens și pe poezia lui Omar Hayam. Ele seamănă întrucâtva, este adevărat. Numai că nu e suficient să-i citim, trebuie să-i și înțelegem. Ori, asta este o chestiune puțin mai complicată. De ce? Pentru că dacă plecăm de la premisa că aceste catrene ale lui Omar Hayam sunt pe aceeași temă, sincer să fim, este foarte greu ca cineva să citească peste 500 de catrene care spun de fiecare dată același lucru. Trebuie să fie ceva dincolo de o aparentă, ce să spun, monotonie a temei. Trebuie să fie ceva dincolo de asta. Nu s-ar justifica în mediul spiritual musulman, special, în mod special în tasawuf, nu s-ar explica preocuparea maestrilor spirituali pentru Omar Hayam, pentru poezia lui Omar Hayam. Nu, efectiv, n-ar fi de interes. Ar fi ceva mult prea exterior. Și atunci, întrebarea legitimă este, în acest scepticism extrem, extrem al lui Omar Hayam, putem desluși ceva important, ceva din punct de vedere spiritual care să ne explice nu numai acest scepticism proverbial până la urmă, pentru că așa se discută despre el, dar ne-ar ajuta să înțelegem chiar atmosfera spirituală la vremea respectivă. Vedeți? Primul lucru care șochează la Omar Hayam, pentru cineva care are cunoștințe minime despre lumea islamului, este tocmai această frecventă pomenire a vinului, a băuturii, când se știe că, nu, alcoolul face parte din alimentele interzise, nu nerecomandate, ci nepermise, ceea ce numim haram. Și atunci, până și elevii mei mă întrebau, dar cum adică apare, de ce apare așa de des în O mie și una de nopți personajele istoriilor de acolo, poveștilor de acolo, beau câte o cupă de vin. Cum adică beau? Nu este interzis în Islam vinul? Și atunci și eu le spuneam elevilor mei, fiind mari, elevi de liceu, le spuneam, păi ia gândiți-vă, de ce oare apare ceva nepermis? De ce ar apărea ceva nepermis?
Și atunci au înțeles și ei că trebuie să fie un alt sens al acelei cupe cu vin și alt sens al vinului, nu unul direct, alimentar, aș spune eu, fizic. Și este ceva mult mai mult decât atât. La fel se întâmplă cu Omar Khayyam. Și am să vă citesc o referire a lui Vasile Lovinescu, foarte scurtă, la Omar Khayyam. Și Vasile Lovinescu spune așa, în cartea lui Meditații, simbolul rituri: totul trece, totul e zadarnic. Bucură-te de momentul de față, e singurul care este real. Gândirea aceasta este leitmotivul tuturor catrenelor. Ori, dizolvarea aceasta radicală, totală a timpului, promovează, evidențiază clipa, care în ultimul resort este eternul prezent. Toate iluziile ce compun lumea fenomenală, Omar Khayyam le numește și, numindu-le, le dizolvă. Ceea ce rămâne nu-l numește, dar se impune prin vidul pe care l-a făcut în jurul lui. Clipa, vinul, iubirea, eternitatea, cunoașterea și caritatea cosmică. Uitați, în câteva cuvinte este exprimată esența poeziei lui Omar Khayyam. Sigur, nu oricine a făcut această prezentare, nu? Ci Vasile Lovinescu. Așa este. Gândiți-vă ce înseamnă, chiar din punct de vedere creștin, nu? Ce sunt majoritatea auditorilor noștri, nu? Ce înseamnă verbul divin? Ce înseamnă logosul? În primul rând, el este elementul fundamental al creației. Prin el are loc creația, aducerea tuturor lucrurilor la existență. Prin acel să fie lumină, da? În islam, e mai scurt, este o formula kun, să fii, fi, este un vocativ. Și imediat vine și răspunsul, fai acum, și a fost, și este, și este, nu? Deci prin cuvânt. Acum, când folosești cuvântul, cuvântul are o forță extraordinară. Iar din punct de vedere creștin facem o legătură cu religia creștină, nu? Știm foarte bine ce importanță are pomenirea în biserică, pomenirea numelor. Deci nu este o simplă poezie acolo, nu este doar așa o reamintire profană pentru cine stă de față, că ne gândim, cinstindu-ne morții, ne gândim la Ion, la Vasile, la Ion. Nu. Acolo este vorba de altceva. Este puterea implicită a cuvântului rostit, pentru că omul nu face altceva decât să vehiculeze logosul divin într-o formă specifică, într-o formă circumstanțiată. Și atunci este important să le numești. Poezia lui Omar Khayyam este o poezie apofatică. Adică ce spune Vasile Lovinescu este impecabil. Numindu-le, le desființezi. Pentru că tot ceea ce este numit, tot ceea ce exprimăm, limităm. Limitându-l este supus contingenței, evanescenței. Prin urmare, când l-am pomenit un lucru, când l-am numit, noi l-am limitat și prin asta el este sortit pieirii. Și atunci, dacă vorbim acum din această perspectivă de pomenirea morților în creștinism, importanța în ce constă să-i pomenească preotul în biserică? În primul rând că nu îl pomenește oricine, îl pomenește cineva care are această misiune în viață, nu? De a gestiona relațiile noastre cu Dumnezeu. Nu? Cineva calificat, am spune noi, și din punct de vedere spiritual, care face legătura între noi și Dumnezeu. El când îi reamintește, reamintește în sensul că reactivează esența lor în lumea de dincolo. Iar pentru noi lucrul ăsta este important. Vedeți? Dacă vă gândiți bine, nu există niciun fel de tradiție în care acest cult al morților, al defuncților, să nu fie valabil și să nu fie foarte puternic. Omar Khayyam, deci, recunoaște implicit evanescența, contingența, caracterul contingent, trecător al existenței umane. În opoziție cu acest caracter trecător,
care apare în toate catrenele lui, într-o formă sau alta, nu? Apare de partea cealaltă, apare caracterul absolut al lui Dumnezeu, caracterul infinit al lui Dumnezeu. Prin urmare, de asta spun că este vorba de o poezie apofatică, pentru că numindu-le, și iarăși din perspectivă creștină, mai facem o referire la tradiția creștină ca să înțelegem și mai bine, cum procedează Sfântul Dionis Areopagitul? Nu așa procedează în teologia negativă. Le numește pe toate, fără să spună cine este absolutul, că nu pot să-l exprime absolutul. El este indicibil, este inexprimabil. Și atunci tu ce faci? Tu spui ce nu este el, atât cât poți, și rămâne de partea cealaltă ceea ce nu este spus și Dumnezeu, în primul rând, este indicibil. Să nu uităm, iarăși, o referire la creștinism și le facem des, pentru că e foarte bine să înțelegem mult mai bine și fac parte doar, cum știm, din tradiția abrahamică, cele două tradiții, islamul, nu? Și creștinismul. Acest caracter trecător, contingent, evanescent al naturii umane, al omului, nu este într-un raport de contradicție cu caracterul absolut al lui Dumnezeu, ci este o prelungire a posibilității pe care o are Dumnezeu ca el să decidă ceea ce este creat și ceea ce nu este creat. Este foarte importantă, e foarte important cuvântul. Reamintesc un lucru. În islam, omul nu este definit ca ființă rațională, ca ființă care gândește, ci ca ființă care vorbește, deci care vehiculează logosul divin, cuvântul divin. Nu? Această pomenire a contingenței, continuu, neîncetat, a caracterului trecător al omului, al caracterului trecător al întregii creații, are rolul prin catrenele respective, cititorul, are rolul ca în cititor să se producă această curățire, purificare a ființei lui, în primul rând de eul care este expus lumii. Faptul că vorbește de clipă și clipa, waqt în arabă, clipa este extrem, este un simbol extrem de important în poezia lui. Așa cum am mai spus, nu există un cuvânt în limba arabă care să însemne infinit, eternitate, ci sunt două cuvinte. De ce? Pentru că omul trăiește într-un continuu prezent. Existența, așa cum o înțelegem în mod normal, este ceea ce conștientizăm în această clipă. Ceea ce a fost înainte de asta este partea de eternitate dinainte de clipa aceasta. Iar ce va veni este partea de eternitate față de Dumnezeu. Pentru că nu noi suntem eterni, ci Dumnezeu este etern, dar noi suntem în El. Pentru că dacă Dumnezeu este infinit, noi nu putem fi în afara Lui. Și El este prezent în fiecare din noi, în adâncul ființei noastre, acolo unde noi ținem deja de natura noastră cerească și nu de cea pământească. Prin urmare, cum spuneam, acest scepticism aparent exterior, nu, este de fapt o modalitate apofatică. Este o suspendare a manifestării universale. Este o extinție a individului și o extinție a manifestării în egală măsură, în sensul că dispare odată cu lucrurile pe care el le desconsideră aparent, formal, ce înseamnă viață, ce înseamnă până și el, eu dacă m-am născut, și ce a câștigat universul? Nimic. Și eu dacă dispar, ce? Nimic. Deci nimic este. Nu? Și din acest punct de vedere, haideți să citim un catren foarte scurt ca să vedem care este poziția lui. Spune așa, din cuhnia lumii, din bucătăria lumii, da? Doar cu fumul te alegi. Neființa și ființa, cum să le înțelegi? Cei ce cred în lume, păgubiți rămân mereu. Cei ce cred în lume, în lumea asta care trece, nu? Doar descătușa de lume, roade o să culegi. Exact ce spuneam înainte. Înlumesc tot și arăt că este trecător. Și când am tăcut,
Am tăcut întru numele lui Dumnezeu, am tăcut. Întru numele lui Dumnezeu am tăcut. Clipa nu are dimensiune la el. Clipa nu este o secundă. Nu, clipa este o instantaneitate a existenței. Este acest etern prezent în care se prelungește, ca să spun așa, durata până în momentul morții. Noi am mai spus, ce ne atrage atenția, Omar Khayyam? Aș spune că în două cuvinte, pentru Omar Khayyam, viața este o moarte amânată. Adică am venit de undeva, de unde nu știm, suntem aici, ne întrebăm de ce suntem aici, vom pleca din nou unde iar nu știm acum unde suntem. Vom afla, dar nu vom mai putea coresponda, nu vom mai putea transmite ce știm, nu? O să fim în altă parte. Sigur, eu o spun în mare, pentru că așa există cărți ale morților, tibetană, egipteană și așa mai departe, unde sunt descrise lucrurile, unde sunt aproape de neînțeles. De ce? Pentru că acolo sunt niște figuri de stil, sunt niște simboluri. Nu-ți povestește cum ar vrea poate cei mai mulți ca să li se spună așa desfășurat ce se întâmplă cu tine. Nu se poate. Acolo este o experiență indicibilă. N-ai cum să o exprim. Este inexprimabilă. Numai cel care a ajuns acolo o simte așa cum o simte. Nu? Deci, această recunoaștere a evanescenței proprie, ea vine în prelungirea acestei misiuni pe care o are omul și care reiese tot din catenele lui Omar Khayyam, și anume de a fi înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Califul, halifa, înseamnă înlocuitor lui Dumnezeu pe pământ, pentru că Dumnezeu a creat universul pentru om. Nu l-a creat pe om pentru univers, ci universul pentru om. Și pentru asta el este înlocuitorul. Aduc aminte ceea ce aduce aminte, bineînțeles, și Omar Khayyam în Catrene. Atunci când omul a fost creat, Allah le-a poruncit îngerilor să se prosterneze în fața omului. Și sigur că sunt mulți care se întreabă cum îngerul are o natură inferioară naturii umane. Dintr-un punct de vedere, da. Și aș spune și din punct de vedere psihologic s-ar putea explica aceasta. Și anume, e foarte simplu, îngerii nu pot manifesta voință. Omul poate să o manifeste, dar îngerul nu. Pentru că el este o funcțiune, este un cuvânt, este un gând al lui Dumnezeu. Și atunci el nu poate avea voință, el nu poate alege nimic. Nu are voință. Și din cauza asta el trebuie să se închine omului, cum spunem noi. Cineva a contestat lucrul ăsta și știm cine. Adversarul dintotdeauna, Iblis, Satan, a spus, eu nu pot să mă înclin omului, a refuzat să se supună poruncii lui Dumnezeu. Eu nu pot să mă supun omului pentru că omul va umple de sânge pământul. Acum, ne-ar fi greu să-l contrazicem, vedeți? După o istorie întreagă, ne-ar fi greu să-l contrazicem. Dar el n-a spus un adevăr acolo, pentru că nu asta este important. Important este că el a manifestat nesupunere față de porunca divină. Nesupunere față de porunca divină. Pentru că plecarea din rai nu este o pedeapsă. Este o consecință a posibilității existenței lumii. Dacă omul nu cobora din rai, lumea nu exista. Și dacă lumea nu exista, Dumnezeu nu era infinit. Și asta e raționamentul cel mai simplu. Această hemoragie temporală, această vremuire, nu este doar o pierdere continuă care să-ți creeze tristețe, să-ți creeze... Nu, ea este... Ținând de natura omului, ea este o curgere, trebuie să fie o curgere interioară a ta care să te însoțească pe calea înapoi spre Dumnezeu. Ăsta este sensul existenței umane. Sigur, sunt și alte simboluri, dintre care cel mai evident este vinul. Vinul, nu numai la Omar Khayyam, ci la toți mari mistici, cum le spunem noi, deși nu sunt toți numai mistici, sunt mai și spiritual care merg până la realizarea
metafizică, vinul este un simbol al translucidității. Este un simbol al locotnei cosmice între lumină și căldură. Lucrurile legate de noțiunile legate de vin și de toată economia asta și alchimia asta a vinului sunt legate de alchimie. Alchimia a fost până la urmă, cum să spun eu, răspândită în aria europeană de arabi. Iar elementele tehnice, at-tanur este cuptorul din limba arabă. Elixirul, al-ixir și multe alte. Alchimia, pământul negru, care este compostul din care trebuie să se, care se prelucrează și trece prin operațiile respective, nu avem timp acum să detaliem, și se obține ceea ce trebuie să se obțină, băutura de nemurire. Vinul este o băutură de nemurire, adică este echivalentul amritei din tradiția hindusă. Că amrita asta înseamnă nemurire. Amrita. Amritu este, este moarte. Au este un aprivativ. E ca și în limba greacă, ca să zic așa, este un aprivativ. Amrita e o băutură de nemurire. Există un poem al vinului foarte cunoscut, de, scrisă de, de Ibn al-Farid, se numește Hamaria, este un elogiu adus vinului și o spune de la început foarte clar. Și de acolo înțelegem ce înseamnă vin. El spune așa, am băut cu mult iubitul, mult iubitul fiind Dumnezeu, un vin dinaintea viței de vie. Dinaintea creierii viței de vie. Deci e foarte clar, e foarte limpede care este semnificația vinului, ce simbolizează el. Vinul, dacă nu se bea cu calificare interioară, acum o să vă mai spun și un, dacă vreți, un mic secret. Mari maestri consumau puțin vin, deși el este interzis în islam, da? Ei consumau puțin vin la întâlnirile pe care le aveau cu scopul acea numitele Sama, la început cel puțin și în anumite zone, mai ales în, în Persia, în Iran, Iranul de astăzi, nu? Îl consumau, dar îl consumau cu acest scop, haideți să spunem, euharistic, nu pentru că vreau să se bine dispună. De ce este alcoolul interzis în islam? Pentru că e o întrebare. De ce este? Pentru că atinge cel mai important element al vieții noastre, luciditatea. Nu numai creează dependență și este haram, adică este interzis, tot ceea ce creează dependență. Tot ceea ce creează dependență. Sunt Emirate Arabe unde se interzisă cafeaua. Cafeaua creează dependență. Deci ca să vedeți că nu este legat neapărat de alcool, este legat de acest, această atingere adusă lucidității, a veghii continuă, a trezviei, cum spunem în limbaj creștin. Fără, fără cafea arabică. Da. Da. Prin urmare, vinul de care vorbește atât de des, aproape în fiecare catren, o marca aia, este vinul Marii Inițieri. Din ce se bea vinul? Din cupă. Cupa are o semnificație extraordinară. Pe lângă asta, haideți să mai citim un mic catren ca să vedem ce se întâmplă, ce legătură este între Cartea Sfântă, între Coran și cupa cu vin. Ceea ce din afară ar părea cel puțin ciudat. Spune așa, țin într-o mână cupa și în cealaltă un Coran. A trebuit dintr-o dată să se aprindă beculețul celui care citește. Cum să ții două lucruri care se contrazic? Nu, înseamnă că e altceva, nu? Ba sunt de partea legii, ba o calc, dar în chip viclean. Așa e traducerea. Adică pe ascuns sau dacă este aparent, este numai o aparență că o încalc. Așa trăiesc sub cerul azuriu și diafan. Nu-s nici păgân cu totul, nici cu totul musulman. Uitați o formulă foarte interesantă. Adică în oricare din tradiții sunt același. Mă puteți găsi și în hinduism, mă puteți găsi și în creștinism, mă puteți găsi pentru că
eu am depășit circumstanțierea, aspectul exoteric exterior. Vedeți? Și spuneam de cupă. Cupa e foarte interesantă ca simbol. E foarte amplă. El o amintește. Amintește ce este această cupă. Și să vedeți ce spune. Spune despre cupă așa. Ce oare câștigat-am pe acest pământ? Nimic. Și ce mi-a dus vremea după atât frământ? Nimic. Sunt facla desfătării, stinsă de un vânt? Nimic. Sunt cupa lui Jamshid. Dar când se va fi frânt? Nimic. Cupa lui Jamshid este cupa în care se reflecta întreaga creație. Cupa este un conținător. La fel este și cartea, este un conținător. În creștinism găsim, da, Sfântul Potir. Este un conținător al materiei euharistice. Materia euharistică din ce se face? Din vin, apă și pâine. Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie, exact. E, același lucru îți spune și el. Am Coranul într-o mână și cupa într-o mână, în care este băutura de nemurire. Ele sunt același. Liber Mundi, cartea lumii, în care toate aiatele, toate rândurile, toate cuvintele de acolo sunt semne date de Dumnezeu pentru ca omul, citind textul sacru, să cunoască lumea și să se cunoască pe sine. Și țin în mână, vedeți, imaginea asta cu Coranul într-o mână și cu cupa într-o mână, de asta am spus că cine citește de prima dată trebuie să se întrebe, noi ce vrea să spună, că e clar că nu e vorba de o simplă figură de stil aici, că ele se bat cap în cap aparent, dar el ține Coranul într-o mână, ține cupa într-o mână, cum am citit noi adineauri din Catren, și repetă de trei ori același cuvânt, nimic. Ceea ce este în fața mea, eu având cele două conținătoare, una înțelepciunii divine, care este Coranul, iar celălalt, cupa în care există materia euharistică, vinul care pe mine mă ajută să transced, care îmi dă iubirea de care vorbim noi, că este legat întotdeauna în poveștile de iubire, apare întotdeauna și vinul, cupa cu vin. Nu? Iubita este asemănată cu cupa cu vin. Cuvinte de nemurire, nu? E, deci eu stau cu cele două obiecte de cult în mână, dacă vreți, și în jurul meu e nimic. Asta ce înseamnă? Că eu sunt în contact conștientizând cu absolutul, adică cu totul, pentru că ceea ce este nimic în jurul meu îmi pune problema atunci ce este, că eu totuși sunt și vorbesc. E, eu sunt în momentul ăla în legătură cu Dumnezeu. Mai mult decât, mai este un semn cât de importantă spiritual este poezia lui Omar Khayyam. Și o să vedeți că avem și un semn, dacă vreți, un cuvânt, un nume în catrenul lui Omar Khayyam, care ne spune exact că este vorba de inițiere. Și am să vă citesc chiarăși, tot așa un catren, ca să vedeți. Spune așa Omar Khayyam. Bea cu vreo iubită. N-aștepta zadarnic, nu înșela pe nimeni și nu fi fățarnic, iar de ajuns ai vrednic musulman, atenție, beți vinul din izvorul unde Ali este paharnic. Cine este Ali? Nu este un oarecare Ali, cum am găsit cu totul stupid, vă rog să-mi iertați duritatea cuvântului. Cu totul stupid că Ali este oricare arab sau oricare musulman. Nu, este vorba de califul Ali, care este al patrulea calif ortodox. Era vărul și ginerele profetului Muhammad. Dar nu asta este important. Știți ce este important? Că în tradiția sufită, Ali este prințul arcanelor, este prințul secretelor inițiatice. Toate ramurile inițiatice din Tasauf pornesc prin Ali, de la profetul Muhammad, prin Ali, nu prin ceilalți trei. Ceilalți trei, înaintea lui calif, au fost Abu Bakr Siddiq,
Umar și Uthman. Dar de la Ali, al patrulea calif ortodox, îmi spun calif ortodox, este califul bine călăuzit, ortodox în acest de drum drept. Sunt cei patru califi, imediat după profetul Muhammad, care sunt extrem de importanți, sunt foarte importanți. Deci, prin el, prin cel care este, dacă vreți, ministratorul, administratorul științei inițiatice. De asta îl pomenește. Vezi? Este important să știi lucrul ăsta ca să-ți dai seama că vorbește de cupă și de Coran, cum vorbește, vorbește de Ali. Astea nu sunt coincidențe. În mod absolut, nu sunt coincidențe, nu? Ce este cârciuma de care tot vorbește el? Localul în care bea neîncetat. Este atanorul. Este atanorul alchimic. Este locul unde el găsește băutura de nemurire. Și el este un loc prin care trece toată lumea, nu? Profan discutând. Este un loc unde nimic nu e stabil. Exact ca și lumea noastră. Și el se duce acolo și găsește acolo băutura de nemurire. O găsește băutura de nemurire și îl amintește, se amintește. Are un catren foarte interesant, unde descrie cum îl ceartă pe Dumnezeu pentru că i s-a vărsat cupa cu vin. Sigur, o să spunem că ține oarecum de anecdotica sau de partea literară. Nu ține de partea literară. Această cădere și vărsarea vinului din cupă și căderea vinului are legătură cu starea interioară. Starea asta de scepticism produce la nivel sufletesc, nu la nivelul spiritului, la nivel animic, la nivel sufletesc, produce tot felul de transformări, de opoziții, de obstacole, pentru că sufletul, așa cum reiese și din poezia lui, și asta știm în general, nu din ceea ce spun mari maestri, sufletul este cel care te ține prizonier în această lume. El te ține prizonier. Și el te ține prizonier pentru că este făcut pentru așa ceva. Și de asta a spus în primul catren pe care noi l-am citat. Dacă te legi de lumea asta, n-ai făcut nimic. Ai făcut o alegere proastă. Adică ai dat infinitul și absolutul pe ceea ce este trecător și ceea ce este relativ. În efemer. Efemer. Ori efemerul trebuie să fie un semn pentru tine că dincolo de el există absolutul. Altfel, efemerul nu e efemer. Este ca în orice... Lumea noastră este o lume duală, cum spun mari maestri. Lumea noastră e formată din perechi, de care noi am mai vorbit. Și toate aceste perechi, din care unul este, din un element este mai important decât celălalt, dar ele nu pot fi unul fără celălalt, sunt foarte des în poezia sufită sau în textele sufite, sunt asemănate cu bărbatul și femeia, soțul și soția, iubitul și iubita. Ei nu pot fi unul fără altul. Ce înseamnă iubit dacă nu are ceea ce, sau nu tinde spre ceea ce iubește? Nu este un iubitor. Cel care iubește are imaginea iubitei în el, care este mult mai importantă decât prezența ei fizică. Și atunci, când vorbim, de exemplu, despre una din poeziile celebre, Majnun și Laila, face parte din poezia preislamică, Majnun este poetul nebun. Majnun asta și înseamnă. El chema Kais. Poetul nebun din iubire. El o iubește pe Laila, care înseamnă noapte, în traducere. N-avem timp să... Este un simbolism uriaș, extraordinar aici. Și în momentul în care ea apare, el îi spune: dispar, căci prezența ta mă împiedică să iubesc. Vorbeam mai demult de dor, de aşk. Exact la asta m-am gândit și eu, da. El, prin prezența ei și de fapt lipsa dorului, prin îndepărtare, simțim nevoia prezenței, exact, se activează dorul. Se activează, pentru că în momentul în care, când iubitul este animat interior și este dăruit total, când ea nu este, el tinde spre prezența ei. În momentul în care ea este prezentă,
este deja, cum să spun eu, flacăra respectivă este circumstanțiată. Ori el trebuie să vadă, iubitorul trebuie să vadă dincolo de persoana iubită, trebuie să vadă absolutul. Trebuie să vadă absolutul. Noi avem legătura cu Dumnezeu prin șechina, prin aspectul lui feminin în creație. Prezența lui Dumnezeu în creație are un aspect feminin. În creștinism vorbim de Sfânta Fecioară. De ce Dumnezeu în Biblie nu l-a coborât direct pe Iisus Hristos? Trebuie să-l coboare direct, nu? Nu. De ce? Pentru că a pregătit lumea prin ceea ce este specific lumii, ca un conținător, ca o cupă este lumea, în care coboară prezența divină. Și pentru asta puritatea este elementul necesar, esențial, ori Sfânta Fecioară, pentru asta rămâne Fecioară și trebuie să spunem, să repetăm, că Sfânta Fecioară Maria are exact același statut în Islam, adică ea este și Fecioară și Mamă, și se păstrează tot și Buna Vestire de către Îngerul Gavril, de către Arhanghel, sunt păstrate identic. Bă, aș spune că din punct de vedere al tradiției sfinte, din punct de vedere al sunei, este mult mai bogată mariologia, aș spune eu, islamică decât cea creștin-ortodoxă. Pentru că, de fapt, creștinismul catolic are o mariologie foarte dezvoltată. Exact, exact, da. La asta, mă, da. Da. Prin urmare, această băutură de nemurire, vinul, este un element, este un simbol și pentru iubire în același timp. De asta am spus că este, de fapt, simbolizează logotna cosmică între lumina increată, pentru că vorbeam de luciditate. Luciditatea noastră, adică trezvia, conștientizarea în fiecare moment a existenței absolutului și a dependenței mele de absolut, nu? Asta se face printr-o lumină. Asta este lumina increată, care o am în suflet și că eu trebuie să deschid inima, sau Dumnezeu trebuie să deschidă inima, dar eu trebuie să mă pregătesc pentru asta, nu? Ca această lumină, dintr-o dată, se rumpă din adâncul inimii mele, calitative, în același timp cu irumperea de sus a luminii divine pe care o trimite Dumnezeu, nu? Iar căldura aceasta a luminii este, de fapt, iubirea pe care o ai față de Dumnezeu. Iubirea este strâns legată de teama, de frica față de Dumnezeu, care nu este o frică în sensul obișnuit, nu este o spaimă, este un respect, o sfială pe care o ai față de Dumnezeu, față de stăpânul firii, de care tu ții, nu? Și la care până la urmă trebuie să ajungi. Cunoașterea nu este atât de evidentă în catrenele lui Omar Khayyam, dar băutura aceasta de nemurire este și un vehicul al cunoașterii. Iubirea este o formă de cunoaștere. Este condiția și combustia cunoașterii lui Dumnezeu. Și aici avem cunoașterea de sine. Atunci când Omar Khayyam spune în atâtea catrene, spune cine sunt, de ce sunt, o repetă obsesiv aproape. Nu? Este o întrebare retorică. El prin întrebările astea nu face decât să-și pregătească în interior acele procese alchimice în care eul să se dizolve pentru a face loc lui Dumnezeu. Ce spunea Meister Eckhart, dacă ne aducem bine aminte. Dacă eu nu sunt în interiorul meu, dacă eu nu mai sunt, atunci cu siguranță că mă umplu de Dumnezeu. Pentru că dacă nu sunt eu, este Dumnezeu. Între toată viața, tot universul nu este decât, toată creația nu este decât un arc, dacă vreți, ca un arc electric între mine și Dumnezeu. Ăștia suntem noi doi. Sigur că nu suntem pe picior de egalitate, evident. Dumnezeu este creatorul meu. Dar este un dialog cu el. Dialogul ăsta este și dialogul, este poezia lui Omar Khayyam. Este un dialog continuu. Vorbește cu el însuși de atâtea ori. Se vede în toate catrenele lucrul ăsta. El se întreabă pe sine, dar el se întreabă pe sine cu această intenție de a se curăța de eu, așa cum am citit în primul catren, adică de a mă desprinde de lumea aceasta pe care am înțeles-o. Eu nu ignor și
n-am de ce să am repulsie față de ea, dar nu pot să mă las, pentru că dacă mă las, cum să spun, dacă devin dependent de lume, am foarte puține șanse să mai ajung la Dumnezeu. Și atunci această golire interioară a mea este rezultatul până la urmă acestui aparent, cum spunem noi, scepticism continuu al lui Omar Khayyam. Omar Khayyam știm bine că a fost un extraordinar om de știință, are contribuții uriașe în algebră. N-aș putea să vă spun, mă depășește subiectul, dar practic ca să pot arăta în ce anume, dar are contribuții foarte mari la algebră și mai mult decât atât, este până la urmă cel care a formulat, dacă vreți, calendarul musulman cu tot ceea ce înseamnă fundamentarea astronomică și așa mai departe. Deci a fost un om cu o minte super limpede. N-avem niciun motiv să bănuim că de fapt catrenele lui nu sunt decât un refugiu sau o refulare. Așa? Nu. Ele sunt în strânsă legătură cu această atitudine. Sau o manifestare a unui soi de hedonism. Da, sigur că da. În niciun caz. Faptul că se repetă atât de des, poate pentru unii plictisitor, dacă la un moment dat nu înțelegi despre ce este vorba și nu ești atent la nuanțe, care, recunosc, sunt foarte fine. Trebuie și din punctul ăsta de vedere pe cititor să-l intrige într-un fel. Dar de ce repet într-una lucrul ăsta? Pentru că repetiția este foarte importantă. Este ca, dacă vreți, este o formă, nu numai că e vorba de poezie aici și că e vorba de catrene, dar este o formă de practică spirituală repetarea. Repetiția este, o știm și din ritualul creștin. Să spune de nu știu câte ori Tatăl nostru în interior, îți spune în ritual, îți spune dacă te uiți în canon, ai să vezi că trebuie să repeți anumite lucruri, de exemplu ecteniile, să repetă. Și în practica sufită este și mai important. Repetiția asta, adică zikr, adică invocația, de cele mai multe ori este repetitivă. Se repetă de 100 de ori, de 1000 de ori, un nume al lui Dumnezeu sau o anumită formulare din Coran se repetă, pentru că ea așa se interiorizează. Ea lucrează, chiar dacă respectivul nu se concentrează. Și asta e interesant. Spune Omar Khayyam că este beat. De multe ori o spune că vinul și-a făcut efectul și că... Da, dar felul cum o spune că este beat, îți dai seama că este o desprindere de contingent, de ceea ce e trecător. E o desprindere, e un zbor. Iubirea lui este una sfâșietoare, pentru că, cum să spun, ființa iubită pentru el este ceea ce se numește în general și chiar așa se traduce și e foarte bine că se traduce așa, mult iubitul. Mult iubitul este Dumnezeu întotdeauna. Mult iubitul este Dumnezeu. Și atunci este un zbor spre el continuu. Dar știți cum este? Ca într-un zbor care reușește definitiv ceva mai greu. Adică desprinderea asta de lume este foarte dificilă. Pentru asta simte nevoia să repete de atâtea ori nevrednicia aparentă a lumii sau, mă rog, caracterul ăsta, cum să spun eu, de închisoare. A mea, a sufletului meu, a Duhului meu, de fapt, nu. Însă, din când în când, mai răzbate ceva. Mai răzbate o revărsare generoasă a harului. Aș spune că în această tânguire a lui Omar Khayyam se simte o caritate cosmică extraordinară. Pentru el cosmicul, cosmosul, întregul univers nu este decât o proiectare a tristeței și melancoliei lui care trebuie să îl elibereze până la urmă de condiția specială, individuală în care se află. Nu? Prin urmare, poezia lui Omar Khayyam aș spune că în primul rând, sau asta ar fi prima impresie pe care ar trebui să o facă, este această anihilare a durității condițiilor limitative
ale creației. Ăsta este sensul repetării la nesfârșit. Iar aș spune că sunt și prin altceva extraordinar, excepționale, clipa, momentul. Știți că ați trăi clipa este foarte prost înțeles astăzi. Ca și o altă maximă care spunea primum vivere deinde filosofari. Dar când spune primum vivere, nu înseamnă să trăiești viața la modul ăsta hedonist, ci să o trăiești cu cel mai înalt preț. Adică să înțelegi, să conștientizezi continuu partea esențială a vieții tale și misiunea existenței tale umane. Ăsta este. După aceea poți să gândești cât vrei tu. Dar este un foc viu care trebuie astfel întreținut. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Omar Hayyam și catrenele sale, Caravana Vieții, 500 de catrene, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, traducerea lui Otto Stark, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!